Bună ziua și bun regăsit la Tribuna Consumatorilor. Astăzi avem o invitată specială care ne va vorbi despre alimente și despre provocările pe care ni le adresează. Este Maria Martac, biolog, consultant în nutriție, health coach și eating psychology coach. Și în primul rând am vrea să te întrebăm cum se face că ai ajuns nutriționist, ești pasionată de alimentație, poate ești foarte gurmandă, cum ai ajuns nutriționist? Bună și mulțumesc de invitație. Adevărat, sunt și gurmandă, dar nu acest lucru m-a îndreptat către acest domeniu, cât faptul că fetele mele amândouă au fost alergice la lapte. Și am avut așa o super provocare în primii ani, când laptele este baza alimentației și m-am descurcat foarte greu. Nu aveam informații, nu aveam cu cine să mă consult și nu aveam soluții. Atunci m-am gândit să aprofundez și să ajut alte mămici care vor fi în situația mea. Și cum te-ai descurcat, cum a evoluat alergia lor și cum se face că la noi sunt atâția copii alergici și numărul lor parcă este într-o continuă creștere? Da, într-adevăr, se pare că sunt din ce în ce mai mulți copii alergici, unii diagnosticați, alții nu, și este așa lipsă de informare și în rândul mamelor și poate și mai puțină comunicare din partea pediatrilor sau a medicilor specialiști. Cauzele se presupune că ar fi industrializarea alimentară, respectiv schimbarea florei intestinale, anumite cauze genetice, se transmit anumite alergii, da. Renunțarea foarte devreme a lăptatului, numărul crescut de nașteri prin cezariană și influențele din alte, cum să spun, bucătării sau din alte culturi, da, în diversificarea hranei sugarului și a copilului mic. Toate acestea provoacă așa acest val de alergii în rândul bebelușilor, copiilor mici, dar și a adulților chiar. Apar alergii la vârste înaintate, deși o persoană n-a avut nimic, da. Să zicem până la 40 de ani? Se pot întâmpla, da. E adevărat că vârsta copilăriei mici este cea mai predispusă și alergenii sunt în special la lapte, ou, soia, pește, dar pentru adulți la moluște, la pește, la arahide sau acum toate și celelalte tipuri de nuci. Deci cumva la alimente care vin din alte zone decât cele în care locuim. Da, spunem? Da, cam așa. Da. Sunt foarte multe condimente intrate din anumite bucătării pe care, care la unele persoane sensibile cumva pot să le provoace stări grave, adică alergia este o stare, o boală gravă, poate să debuteze instant, imediat și de la umflături ale limbii, ale gurii, ale feței, mâinilor, greutate în respirație, în înghițire, dacă ai și astm, lucrurile devin serioase, până când pot să fie antrenate două sau trei sisteme, de exemplu și digestiv, dureri de burtă, scaune în explozie, amețeli, adică să intervină chiar sistemul nervos, pierderea cunoștinței, respirație sacadată, creșterea bătăilor inimii, până la anafilaxie, care înseamnă deja pericol de moarte. Da. Maria, noi acum auzim de foarte mulți nutriționiști, unii recomandă să mâncăm carne, alții ne recomandă să fim vegetariani, alții ne spun că să mâncăm fructe, mese exclusiv din fructe sau să le combinăm. Un om obișnuit care nu cunoaște foarte mult lucrurile astea, cum ar trebui să filtreze informațiile? Cum ar trebui să caute un nutriționist în cazul în care dorește să își schimbe cumva stilul alimentar și să treacă pe o alimentație, nu știu dacă să-i spun sănătoasă, dar naturală sau echilibrată, da. Este greu. Într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care au cunoștințe mai mult sau mai puține de nutriție și sunt foarte vocali.
pe toată lumea, și mie uneori mi-e greu să îmi iau niște informații, pe toată lumea sfătuiesc să se întoarcă la origini, cumva. Adică să ne gândim ce mânca bunica noastră sau ce mâncam noi acum mai multe sute de ani, pentru că sistemul nostru digestiv nu a evoluat așa de repede cum a evoluat piața produselor alimentare sau piața influencerilor. Și trebuie o alimentație echilibrată, trebuie să conțină proteine, respectiv carnea de care mă întrebai, adică eu sunt mai ales la copii, la copii în creștere, la bătrâni care mănâncă puțin sau anumite afecțiuni, deci trebuie să conțină proteine, lipide și carbohidrați. Și de asemenea, vitamine, minerale, fitonutrienți. De unde ni le luăm, fiecare din ce surse are, dar trebuie să avem un echilibru și să nu ne lipsească, pentru că fiecare din aceste macro și micronutriente au rol în a ne menține sănătoși. Sănătoși în formă. Da. Deci să nu excludem grupe mari alimentare. Nu, deloc. Grupe mari alimentare nu. Putem să postim, putem să reducem, putem să fim, cum să spun, așa, pe anumită perioadă. Am o provocare. Am 3 luni și nu mănânc carne, 3 luni. Da, sau dar nu mănânci carne, dar păstrezi peștele sau păstrezi oul sau păstrezi lactatele. Sau invers, nu mănânci lactate pentru că ai citit că sau ai o intoleranță la lactoză și atunci nu mai mănânci lapte simplu, dar un lapte fermentat, adică un chefir, un iaurt, o brânzică, nu se poate. Eu sunt mare fan brânză. Da, și eu. Și nu aș putea să trăiesc fără iaurt sau fără, mă rog, brânză, dar nici fără celelalte. Adică, încă ceva. Porțiile. Da. Adică mănânci carne. Dar ca să ne facem o idee despre porții, trebuie să ne gândim că dimensiunea stomacului nostru în repaus este dimensiunea pumnului. Da? Mic. În repaus. Mic. În timpul mesei, el fiind așa muscular, se dilată. Dar trebuie să ne gândim că treaba asta cu două mese și două feluri, de masă. Mâncare la masă, da. Și gustare. Nu. Deci un fel la masă și acel fel să intre în pumn, da, și să conțină și proteină și legume și carbohidrați și un moț de lipide, este mai mult decât suficient. Da. Și atunci poate mai important este să mâncăm mai puțin, nu atât să eliminăm anumite alimente. Da. Să reducem. Trebuie să mâncăm doar când ne este foame. Deci nu profilactic, o să fie foame. Mănânc acum că o să mi se facă foame. Nu. Deci să mâncăm doar când ne este foame și să încercăm să mâncăm la masă cu atenție. Adică eu când mănânc, nu scriu mail-ul, nu mă cert cu copilul, nu vorbesc la telefon și nici nu mă joc pe calculator. Încercăm să fim noi și mâncarea noastră sau, mă rog, la masă cu cineva. Și atunci vom avea, după 10, 15, 20 de minute de la începutul mesei, vom simți și senzația de sațietate. Și în momentul în care o simțim, punem frumos acâmurile și gata. Ne-a mai rămas ceva în farfurie? Luăm acasă. Deci nu e rușine. O luăm acasă. Suntem acasă, o punem în caserolă și o mâncăm la următoarea masă. O îmbunătățim, îi mai facem ceva. Deci, eu am crescut cu treaba asta, că îți lași norocul în farfurie. Să nu lăsăm nimic în farfurie. Da. Nu. Să lăsăm în farfurie. Nici o rușine. Bun, acum să ne gândim un pic și la cum ne alegem alimentele, respectiv când mergem la supermarket, problema se pune să alegem informați și să citim corect etichetele, lucru care devine extrem de important în cazul persoanelor care au probleme de sănătate, care au diagnostice, care le creează anumite restricții, respectiv persoane cu boli metabolice, diabetici,
persoane care au probleme de colesterol și așa mai departe, alergii și intoleranțe alimentare foarte grave. Dar de multe ori se întâmplă ca pe etichetă să nu figureze exact, nu știu, eu am alergie la lactoză și să nu apară exact numele de lactoză, dar aia să fie pe undeva pe acolo. S-a vorbit foarte mult despre asta în presă, de aceea te mai întrebăm încă o dată și pe tine, cum ne orientăm și mai ales ce este, care sunt reperele cele mai grave pe care trebuie să le avem în cazul în care, de exemplu, avem diabet și căutăm să nu avem zaharuri în coșul nostru. Ce trebuie să evităm? Deci, o iau așa, mai multe etape. În primul rând, indiferent că suntem sănătoși sau bolnavi, trebuie să citim eticheta. Și eticheta ne dă foarte multe informații. În primul rând, greutatea netă a produsului, da? Și lista de ingrediente. Nu toată lumea știe că lista de ingrediente este pusă descrescător cu cantitatea de produs, da, din aliment. După aceea, e bine să urmărim și valorile nutriționale, respectiv câte proteine pe 100 de grame, câte lipide, cât zahăr. La carbohidrați, care ar trebui să fie urmăriți de toată lumea, de diabetici în mod special, dar și de persoane sănătoase sau cele supraponderale, sau de toată lumea, trebuie să diferențiem carbohidrații totali și zahărul adăugat. Până la urmă, noi avem o treabă sau vrem să reducem sau să luăm alimente cu cât mai puțin zahăr adăugat. Acesta n-ar trebui să depășească, să spunem, 20% din valoarea carbohidraților totali. La un produs. La un produs, exact. Să iau un produs lactat care are zahăr mai mult decât proteină nu este un lucru bun, pentru că eu îl iau pentru proteină în mod special și nu pentru zahăr. Pentru că zahărul are mai multe roluri. De potențiator de gust, evident, tuturor ne place gustul dulce, de conservant și de multe ori este păcăleala că mănânc dietetic, adică scad grăsimile, dar nu ne uităm că de fapt scad grăsimile și produsul are mai mult zahăr și face mult mai mult rău, pentru că grăsime înseamnă gust și dacă un lapte, să spunem un iaurt integral, nu mai are grăsime, el o să aibă mult mai mult zahăr ca să poți să-l mănânci. Nu este bine nici să ne liniștim că n-are zahăr, dar are îndulcitori. Nici aceasta nu este o soluție bună. Până la urmă, îndulcitorii, majoritatea sunt substanțe chimice și ele se metabolizează foarte greu. Nu sunt foarte bine sesizate de către pancreas și atunci putem să generăm alte probleme. Și în general, când luăm produse semi-preparate sau produse care stau pe rafturile magazinelor, trebuie să ne gândim că ele conțin din start, ca să aibă acest termen de valabilitate, niște aditivi pentru a-i prelungi termenul. Da? Pe urmă, coloranți, ca să aibă o culoare atractivă. Aromatizori, ca să avem un glutamat, știți că fără nu se poate, celebrul gust. Da. Niște carmin sau ce știu eu, niște șofran, ca să fie frumos, galben. Da. Așa. Pe urmă, nu ne referim doar la alimente, mai sunt și sucurile, care să zicem le încadrăm, dar mai sunt medicamentele sau mai sunt alte produse. De exemplu, un medicament poate să aibă niște stabilizatori sau niște coloranți sau niște aditivi ca să îl facă ușor de înghițit, să nu aibă miros, să fie protejat de sucul gastric ca să ajungă, să spunem, în intestin unde trebuie să-și facă acțiunea. Și atunci trebuie să citim cu atenție toată lista de ingrediente. Dacă vorbim de alergeni, producătorii sunt obligați să bolduiască sau să sublinieze dacă vorbim de cei 14 alergeni legiferați pentru Europa. Care sunt? Gluten în cereale, respectiv grâu, ovă, secară, orz și derivate, lapte în toate lactatele, ouă, nucifere, aici intră nuci, migdale, toate tipurile de nuci, arahide și aici intră alunele de pământ, deci sunt două categorii, boabele de susan, boabele de muștar, țelina și se discută în special de tija de la țelină, apio, da, soia, peștele, sulfiții, dioxidul de sulf,
și moluștele și artropodele. Cred că le-am spus pe toate 15. Deci acestea sunt bolduite, dar când sunt în starea lor ca atare. Da, da. Dar dacă avem un amidon de, nu știm, poate să fie din grâu, poate să fie din porumb, poate să fie din altceva, trebuie să fim atenți și la derivate. Gluten, de exemplu, există în toate sosurile, în toate dressing-urile. Poate să existe în produse cosmetice, în săpun, în șampon. Și se absorbe la fel, adică se absorbe la fel. Organismul la da, fel, da, da, la da, exact, dacă eu mă spăl sau îmi spăl copilul cu un săpun și știu că e alergic la gluten, dar nu îl dau să-l mănânce, dar el are, nu știu, o rană pe, pe piele sau îl înghite sau ceva, poate să aibă o reacție alergică pentru că a ajuns în contact cu sistemul lui imunitar. Sau dacă nu știu, un bebeluș îl spălăm pe, are o dermatită atopică, da? Are acele ragade și îl spălăm cu o soluție ca să îi ușurăm suferința. Și aceasta are în compoziție gluten. Da, este ceva compus hidrolizat, da? Se absorbe și el este sensibilizat și la prima, nu știu, la primul biscuite cu gluten sau ceva, poate să facă o alergie la gluten și nu știm ce se întâmplă. Uite, vorbim mult de alergia la gluten și foarte mulți oameni sunt afectați de ea. Cum putem să ne dăm seama care ar fi primele semne pe care le are cineva? Este destul de greu de diagnosticat. Este destul de greu de diagnosticat. Din păcate, eu cred, se discută că sunt foarte mulți copii nediagnosticați și chiar și adulți. Pentru că sunt niște manifestări obișnuite, să zicem, adică dureri de cap, dureri abdominale, anemie, la femei sterilitate, avorturi spontane, oboseală continuă, anumite boli de piele. Și cumva trebuie să fie o diagnosticare interdisciplinară. Plus că există un marș atopic, spun specialiștii din area, adică pornește cu o dermatită atopică, după aceea cu un astm bronșic și în final este acel copil, viitor adult, este predispus la anumite alergii. Bun. Mai departe, vreau să te întrebăm ce produse sau ce categorii de produse conțin gluten, dar nu sunt făinoase neapărat, deci ca alimente. De exemplu, poți să găsești gluten în mezeluri? Da. Da. Și lapte poți să găsești în mezeluri. Da, poți să găsești gluten în afară de toate derivatele de cereale, de exemplu un șnițel. E un șnițel care e congelat sau e preparat. Dar are crustă. Da. Cum spuneam, orice dressing poate să aibă, dar inclusiv drojdia. Bun, faci pâine fără gluten, că ți-ai luat făinuile fără gluten, dar trebuie să iei și praful de copt fără gluten, trebuie să iei și drojdia fără gluten. Deci și aceste adiacente au creioanele, știți, sunt creioanele acelea care le folosesc copiii la grădiniță, au gluten, au o făină pe care ei pot să o mestece. Hrana câinilor sau a pisicilor, hrana animalelor de companie și te linge câinele și ți-a dat alergenul. Doar că te linge? Da. Da, păi el a mâncat, i-a rămas pe aia, se joacă împreună și da. Da. Plastilina. Pe urmă mai e o problemă la instrumentele de suflat sau care se joacă, dacă este un copil alergic într-o grupă și împrumută un instrument de suflat. Deci în momentul în care există un copil alergic într-o colectivitate, e foarte greu să nu-l izolezi, dar e și foarte greu să-l integrezi. Pentru că trebuie să fie supraveghetorii atenți la orice declanșator care ar putea să... În toate dulciurile pentru copii sunt ori coloranți, ori stabilizatori, ori de gust, ori acest gluten care... Plus că noi suntem o țară agrară, noi primul lucru mâncăm, nu? Făinoasele, da? Turta de la moț și coliva de la final, adică și toate astea sunt cu făină, da? Pâinea noastră ce are toate zilele și
totul este cu făină. Deci cu alergia la gluten este complicat. Când mergem la restaurant, acum nu m-ați întrebat, dar vă zic. Da, rugăm, urma. Așa este din nou o provocare cu glutenul. Ei, restaurantele care se respectă toate și trec acolo alergenii, dar trebuie să informăm și trebuie să ne gândim să nu ne pună dressing, să nu ne modeleze farfuria cu nimic, să, adică să fie totul foarte mai simplu, mâncarea ca atare, exact. Da. Cât mai natural. Cât mai natural, cât mai aproape de original, da, și acasă și când mergem la cumpărături în magazin, ne uităm să ne luăm mâncare care să ne hrănească și nu să ne îmbolnăvească. Deci asta ar trebui să urmărim, chiar dacă e frumos, mirositoare, atrăgătoare, ieftină la promoție, dulce și ce știu eu, să conțină produse care să ne hrănească și nu... Atunci să cumpărăm cât mai multe alimente neprocesate. Și să gătim în casă. Cât mai aproape de natură, mai aproape de natură, adică putem să luăm de la supermarket, evident, carne proaspătă sau ce dorim, ouă, lactate, cu termen cât mai scurt de valabilitate, ca să înseamnă că are mai puțin aditivi sau ce stabilizatori, să reducem spre deloc consumul de mezeluri sau derivate și să încercăm să reducem tot așa foarte mult celelalte dulciuri sau patiserii sau tot ce înseamnă produse care se fac și se vând afară, pe stradă, la liber, unde nu ai niciun fel de control și copiii foarte... Nu poți să selectezi, nu știu. N-ai cum să selectezi. Și, iar în astfel de locuri nici nu se pune problema să ai un alergen, o protecție, o ceva. Da, plus că ele vin în contact, ingredientele vin în contact unele cu altele. O singură cofetărie există în București care este certificată și la care patroana este celiacă și de-aia deci doar așa. Da, în rest nu știu. Da. Ce facem cu sarea? Câtă sare să mâncăm? Cum este? Dacă nu am luat aceste produse de care am mai zis, pregătite de alții, nu ar fi o problemă. Da, pentru că nu ne trebuie sare. Da. Fiecare produs, dacă i-am urmărit gustului natural, am fi mulțumiți cu câtă sare sau dulceață are. Și între 3 și 5 grame de sare pe zi, dar am văzut foarte mult, dar eu nu pun o linguriță de sare în mâncare. Păi nu, trebuie și din tot. Din tot, adică și din ciorbița pe care ai mâncat-o și și pâinea conține sare și ce ai mâncat tu dimineață, brânzica și după aia felul 2 și așa mai departe. Și apa. Și atunci trebuie să ținem cont de toate când facem acest calcul. Destul de dificil până la urmă, dacă și din nou, este o dietă, cumva. Adică medicul curant îți spune liniile mari. Dar această etichetă de care discutam mai devreme, în cazul în care există sare, e menționată. Așa cum și dacă avem o cantitate de fibre, este menționat și teoretic tot ce conține acel produs trebuie menționat. Și acum la noi toată sarea este iodată. În schimb, se aud tot mai multe voci că este prea mult iod și că ar fi bine să căutăm uneori sarea neiodată. Sunt categorii de persoane care ar trebui să caute sarea neiodată în mod special. Foarte puține. Să nu ne facem din asta o grijă. O problemă. Nu. Lăsați-o să fie iodată. E bine așa. Avem nevoie de iod. Sunt foarte multe persoane care nu au suficient iod. E adevărat, sunt câteva care au hiper iod, dar sunt cu siguranță sunt cunoscute și sunt sub tratament. Dar lipsa iodului este mult mai gravă
de când ne-am, dacă ne-am apucat acum să... Decât excesul, să da, spunem, un eventual exces. Da, nu, asta. Nu. Și cu fructele cum facem? Și aici sunt foarte multe păreri și sunt foarte curioasă da, ce să ne spui. Da, 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 aud și la cabine, dar sunt sănătoase. Da. Dar sunt sănătoase? Sunt măr pe zi. În anumite, da, exact, un măr pe zi, da. Da. Adică la fructe... Bineînțeles că e mai bine să mâncăm fructe decât să bem suc. Da. Nicio chiar îndoială. Chiar și cel proaspăt presat. Nimic. Deci niciun soi de suc. Din momentul în care avem dinți... Ar trebui să-i folosim? Ar trebui să-i folosim, da? Deci așa ar fi. Dacă totuși suntem într-o companie și nu avem altă variantă, putem să bem un suc, dar diluat. Adică, haideți să punem o treime suc, două treime apă și să facem așa... Da, un cocktail, un cocktail pentru gust, și gheață. Da. Așa. Dar, în mod normal, e bine să mâncăm fructe și din nou să ne întoarcem la origini și să ne gândim cam ce fructe cresc la noi în țară. Sau, mă rog, în spațiul acesta geografic. Și de ce spun asta? Chiar dacă ne permitem să luăm fructe exotice, trebuie să ne gândim, pe lângă foarte multe declanșează alergii, dar nu avem enzime pentru ele. Adică nu le putem metaboliza, nu ne hrănesc neapărat. În schimb, fructele conțin zahăr, foarte mult zahăr, fibre și apă. Dacă le stoarcem, e clar că nu mai avem nici fibre, deci rămânem doar cu zahăr și apă. Acel zahăr nu ne trebuie întotdeauna, deci din nou trebuie să fim atente la cantitatea de fruct pe care o mâncăm. Eu personal nu recomand mese exclusiv de fructe. Adică dacă vreau să iau o gustare, iau un fruct cu niște patru nuci sau cu patru migdale sau cu o bucățică de brânză sau cu un biscuit cu fibre sau o bucățică de pâine. O bucățică de pâine, efectiv, da? Și din nou, tuturor le spun, putem să poftim la fructe exotice, dar să rămânem cumva în arealul nostru și să mâncăm în sezon, dacă se poate. Gândiți-vă că noi din noiembrie până acum nu prea aveam fructe. Adică eventual niște mere sau gutui dacă a avut păstrate cineva grijă să le păstreze foarte bine. În rest aveam murături și niște fructe uscate și eventual niște gemuri. Deci sunt foarte pro-murături și tot ce înseamnă fermentat. Da. Foarte. Nu știu de ce am renunțat la treaba asta. Nu în oțet, da, da. Da, deci în apă cu sare, în saramură, da. Oricând un borș făcut în casă sau o varză pusă la mura, sau până la urmă aproape toate legumele se pot mura. Nu trebuie să facem cantități mari, dar acelea sunt probioticele. Adică cele mai sănătoase probiotice sunt în chefir, în iaurtul fermentat, în laptele fermentat și în aceste murături. Toată lumea vorbește despre miracolul kimchi. Da, 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 kombucha. Avem și noi. Avem și noi, nu trebuie. Deci, și încă fără zahăr, adică un kombucha este un borș cu zahăr și am putea să renunțăm la zahărul acela. Deci, eu personal... am alergici în casă și pun în fiecare lună câte o varză la murat. O tai așa în 4, în 6, nu știu, am așa un recipient relativ mic, pun o varză la murat pe care o mâncăm la salată, adică nu mare lucru. Dar am observat că are acțiune benefică pe intestinul subțire, da, unde se află de fapt imunitatea noastră. Acum mai avem o singură întrebare, dar este importantă cel puțin pentru jumătatea din populație, să zicem. Așa. Sunt cei care au probleme cu colesterolul. Și, jumătate ai fost așa. Ai probleme mari cu colesterolul. Da, da, da. Okay. Ce ar trebui să evite în primul rând și dacă există alimente care conțin grăsime și care pot fi safe pentru persoanele care au colesterolul curat înalt? În primul rând ar trebui să evite zahărul și produsele dulci. Da, pentru că zahărul în exces sau zahărul pe care noi nu-l putem metaboliza în activitatea noastră zilnică, în metabolismul nostru zilnic, nu are altă cale decât să se depună în țesut lipidic. Și noi mâncăm pentru că e bun și că e dulce, dar nu facem decât să ne creștem țesutul adipos.
Acest țesut adipos devine din ce în ce mai mare, mă rog, ne obișnuim cu el și la un moment dat se vede și pe analize. Că vorbim de trigliceride sau de valorile LDL-ului, ale colesterolului rău. Lipide safe, cum să spun, evident că nu e bine să mănânci gras și din nou revenim la porții, adică putem să ungem o felie de pâine cu unt, dar să rămânem acolo. Sau evident că, dar tot timpul trebuie să ne gândim că o lingură de ulei are 100 de calorii. Și atunci, noi când punem așa la salată, da, doctor, am făcut salată cu 700 de calorii de la ulei. Păi da, de la ulei, pentru că eu nu pot să înțeleg când spune, da, am luat un kil de zahăr, un kil de ulei, un kil de făină. Deci nu văd proporția. Deci uleiul ar trebui pus așa, cu puf, da? Sau să avem tigăi cât mai puțin aderente. E adevărat că și el dă gust mâncării, dar e bine să-l reducem foarte mult. Și sunt pro să mâncăm un iaurt sau o brânză integrală, să mâncăm un unt cu gust și nu margarină, să nu știu, să punem un ulei de calitate la salate, dar trebuie să fim foarte atenți la carnea grasă, la derivatele din carne, ca gen cârnați sau alte mezeluri sau știu și o Kaiser sau care au grăsime vizibilă sau nu, dar noi știm că în afară dintr-o 100 de grame de carne, 20 de grame sunt proteină, restul sunt grăsime sau apă sau... Deci nu ne hrănim cu ea. Dar, din nou, ține de cantitate, de obiceiuri alimentare, de educarea gusturilor. Și revenim aici la educare, educație din nou. Aici sunt problemele cele mai mari. Da. Mai puțin e mai bine în toate. Și dacă ne referim la carne sau la fructe sau la dulciuri sau la orice, mai puțin e mai bine. Mai rar, din nou, e mai bine. Adică trebuie să mâncăm exclusiv când ne este foame și nu pentru că avem un motiv. Deci până la urmă conectarea cu natura noastră interioară, să ne cunoaștem când e foame, să fim și sincer. Să nu ne mai fie frică de senzația de foame. Deci nu se întâmplă nimic. Nu murim în momentul ăla. Nu, se moare foarte greu de foame, extrem. Deci nu avem nicio șansă să murim de foame. Chiar nu. Adică și nici treaba, vai da, amețesc sau nu. Deci chiar nu e de la faptul că n-am băut nu știu cât cafea cu toate dulciurile, caramel, arome, zahăr și așa, lapte, da, toată ziua din ea, sau faptul că n-am ciugulit împreună cu colega de birou toată ziua, că ciugulelile, dar nici n-am mâncat, deci pe alea nici nu le numărăm. Da? Deci toate astea se adună la acele 1500-2000 de kilocalorii pe maxim. Da. Deci eu, una personal, am un consum de 1400 de kilocalorii zilnic. Un hamburger serios are 1500. Da. Ah, bun. Deci ai mâncat hamburgerul, poți până mâine. Și mă și îngraș, adică. Da. Deci... Maria, îți mulțumim foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Drag. Și sperăm să te revedem. Mulțumim sigur și telespectatorilor noștri și... pe data viitoare. La revedere. La revedere. La revedere.